și ne-am găsit la un nou video pe canal. Astăzi revin cu un nou clip de cumpărături. Prima parte din Selgros. Am fost și am luat niște Schweppes. Semana am zis să încercăm o variantă asta Moonflower. Aici avem niște bere fără alcool, Ursus Cooler cu lămâie și asta care îmi place mie cu ce e asta? Amestecări coritor de limonadă, suc de portocale, roșii. Da. Așa, aici avem roșii, ceapă, dovlecei. Am găsit în sfârșit snacks-urile astea, oven baked cu veggie barbecue. Sunt preferatele mele și nu știu de ce nu se mai găsesc prin, nici prin Carrefour, nu le-am mai văzut nici pe nicăieri, dar acum că am găsit, am luat două ca să fie. Am luat de la Avico aceste noazete. Sunt cartofi în aceea, m-am luat și de la Lidl, doar că ăștia sunt de la Selgros. Apoi am luat chestiile astea Fishland, sunt muslitos cu surimi sub formă de clash de crab. Am mai luat eu și mi-a plăcut foarte mult. Am luat o singură cutie, sunt groase, dacă are și, nu cred că are sosul inclus, sunt doar 8. Am luat așa de poftă. Am luat și un muștar de la Minut. Niște mici, n-am mai mâncat de foarte mult. Înainte îmi plăceau foarte mult micii, însă de la o vreme n-am mai mâncat pentru că nu știu, parcă mi s-a acrit de ei, dar acum mi s-a făcut poftă și am zis să luăm. Iar aici avem pentru de dimineață, pentru mine, brânză topită cu smântână de la Holland, știți că îmi place mult. Mami a vrut să-și cumpere crem cu verdeață de la Holland, mie nu-mi plac chestiile astea. Îmi plac foarte mult, în schimb, acești cârnăciori sunt foarte buni și am luat două bucăți. Iar aici mai avem de la Fragedo pulpe de pui inferioare cu piele refrigerată. Și cam astea sunt cumpărăturile de la Selgros. Am revenit și cu partea a doua. De data asta am fost la Kaufland și iar încerc să repede pentru sănătate pe fundal, doar că mama face ciorbă de perișoare și asta se aude fusitul de la ciorbă. Avem aici ulei, mălai, două pungi și un zahăr briliant. N-am mai băut de foarte mult apa asta cu vitamine, am luat cu B+, mi-a fost poftă de o apă minerală și m-am așteptat că de ce n-am luat una mai mare, dar am vrut așa să am de poftă. Am luat și un ketchup picant, ăsta îmi place mie cel mai mult. De foarte mult timp nu am mai găsit acest pesto de la Panzani, care știți că îmi place și despre care v-am tot vorbit, este foarte bun. În Kaufland a fost 11 lei și ceva, de a am zis că poate dacă acum a apărut la Kaufland înseamnă că a apărut și prin alte părți, dar este foarte bun. De obicei îl luam cu 7-8 lei, acum am fost 11, nu știu de ce atât de scump. Am luat niște cremuși de poftă, știți că de obicei iau pe cei de la Lidl, însă cum nu am mai ajuns la Lidl, i-am luat pe ăștia de la Kaufland, de la Bibu, cremuși de porc, 95% carne, nu știu ce să zic, nu am mâncat niciodată de la Bibu și tot de la ei am luat și mușchi de porc. Tot pentru de dimineață am luat niște iaurt, Danet ăsta cu aromă de cremă de zahăr ars. Am luat un Müller, care este cu măr și scorțișoară, din câte am înțeles, ca un fel de... Dar nu înțeleg ce scrie pe el, că trebuie să-l pui la... trebuie să-l pui la microunde? Habar n-am. În fine. Așa, și-am mai luat un Danet ăsta pe verde. Mi-a luat poftă de Star Cracks cu paprika și-am luat unul și-am luat și acești potato sticks cu ketchup, nu se compară cu cei de la Kaufland, dar de la Kaufland, la Lidl, dar am zis să iau pentru că na. Mi s-a terminat șervețelele de machiante și am luat asta de la Sensate. Am mai avut, este 3 lei și ceva un pachetel. Apoi, știți că ai mei consumă foarte des această telemea de vacă. Avem măsline, piept de pui de la Pureland. Ăștia sunt ardei în aceea picanți, cred că cu brânză în ei.
portocale, banane și aici am luat niște bere și bine, mai avem și apă plată. Astea au fost toate cumpărăturile. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să aveți o zi superbă, v-am pupat, pa!